Deja pentru nimeni nu este secret că cea de-a treia sau așa zisa cea de-a treia putere din stat, puterea judecătorească, este una putredă, este una învechită, este una plină de corupție, este una care trebuie este totalmente lichidată și deci în locul acesta trebuie să fie instalată sau organizat un nou sistem judecătoresc care ar veni pe adevărat să soluționeze problemele cetățenilor și nu doar a unei părți din cetățeni. Evident, aceste probleme din sistemul judecătoresc se datorează faptului că întreg sistemul a capitulat în fața clanurilor oligarhice și mafiote care s-au infiltrat în sistemul politic, pentru că anume de acești politicieni care sunt astăzi la guvernare depinde numirea judecătorilor în funcții. Tocmai de aceea astăzi avem judecători cu palate de sute de milioane de lei, pe când salariul oficial este de câteva mii de lei. Tocmai de aceea astăzi avem în sistemul judecătoresc clanuri de familie, mamă, tată, ficior, fică, nepot, cumetru, cumnat. Tocmai de aceea, pentru că aceste persoane au executat într-o totul comenzile guvernării și pentru aceste reușite au fost subvenționați. Iată că și Partidul Social Democrat, de fapt, pe parcursul timpului în permanență a atenționat despre aceste probleme care sunt în sistemul judecătoresc. Și drept unică soluție de care astăzi are nevoie Republica Moldova este ca judecătorii să nu mai fie numiți de către președinte prin decret prezidențial sau să fie propuși de către Parlament, ci judecătorii trebuie să fie aleși direct de către popor, pentru ca judecătorul trebuie să simte pe de o parte sprijinul și susținerea poporului și pe de altă parte acest sprijin trebuie să-i ofere posibilitatea ca să ia decizii corecte în favoarea celui care într-adevăr are dreptate și ca deciziile de judecată să nu fie luate datorită deci, celor sumelor de bani care sunt date sau altor dependențe politice, etc. La nivelul fiecărui raion, judecătorul raionului sau judecătorii care vor activa în instanțele de judecată raionale trebuie să fie aleși de către locuitorii raionului, iar membrii Curții Supreme de Justiție trebuie să fie aleși de către toți cetățenii Republicii Moldova. Astfel, trebuie să rupem această dependență politică a judecătorilor de partidele de la guvernare, de liderii acestor partide și să-i punem față în față și într-o dependență directă pe acești judecători față de cetățenii țării noastre.